Castrul Roman Jidova a fost și în acest an o poartă de călătorie în timp, prin noua ediție Transalutanus Fest la porțile Imperiului. Vizitatorii au putut să participe la ateliere antice de gastronomie, tir cu arcul, fierărie, țesut, olărit, pielărie și numismatică. Au fost, de asemenea, la prezentări de echipamente și demonstrații de tactică militară. Momentul mult așteptat de public a fost sâmbătă seară, la marea bătălie dintre barbari și romani. Ajuns la cea de-a patra ediție, Festivalul de Reconstituire Antică Transalutanus Fest la porțile Imperiului este organizat de Asociația Historia Renascita, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și Muzeul Județean Argeș la castrul Roman Jidova din Câmpulung, obiectiv aflat în patrimoniul UNESCO.